Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi de dimineață, în timp ce îmi beau cafeluța, o să pregătesc scoverși sau gogoși sau turte, cum le numiți voi, da? Înainte să coale copilașii, o să le pregătesc repede, ies pe balcon, termin cafeaua și mâncăm turtele. Haideți să vedem de ce ingrediente avem pentru scoverși. Eu am pregătit aici 500 de grame de făină, un pahar de apă aproximativ, vă las eu după aia ingredientele exacte ce le-am folosit. Dintr-un cup de drojdie am tăiat puțin, cred că am aproximativ 20 de grame de drojdie. O lingură de zahăr plin am pus, voi puteți să puneți mai mult sau mai puțin după gust. O să folosesc un pliculeț de zahăr vanilat și ulei. Da? Haideți să nu mai stăm și să începem să le și frământăm. Adaug aici făina. Așa frumos. Îi facem un loc în mijloc. Și aici în mijloc adăugăm zahărul cu drojdia și acum apa călduță. Da? În felul ăsta se dizolvă mai ușor zahărul și drojdia și ajută să fermenteze mai repede. Haideți să vedem. Așa. Perfect. Acum îi adăugăm o linguriță de sare. Adăugăm pe margine pe aici sarea. Imediat eu o să adaug și zahărul vanilat, să nu uităm. Aici voi puteți să mai adăugați coaje de lămâie, coaje de portocală, ce arome vreți voi să mai puneți. Da? Îi adaug și o lingură de ulei. Așa, și acum începem să le amestecăm pe toate. Amestecăm bine. Îi adăugăm și restul la apă încet, încet. Și acum că a luat, s-a format un pic, eu ce-mi fac? Îmi pun pe masă un pic de ulei, ca să pot să nu se lipească, așa. Și îl scoatem aici pe masă și continuăm să-l frământăm. Vedeți, nu a luat nici moale, nici tare. Uitați cum e făcut, aluatul meu. Și îl amestecăm bine, 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 bine. Hai. Gurmanzi, eu l-am amestecat aici pe masă aproximativ 5-6 minute. L-am frământat bine, bine. Acum ce o să fac? O să iau castronul. O să lung cu un pic de ulei să nu se lipească. Și îl lăsăm aici la dospit. Gata, prietenii mei gurmanzi, eu am lăsat-o aproximativ jumătate de oră. Uitați-o ce frumos a crescut. Acum o să-mi ung masa cu un pic de ulei. Așa. Și o să o scoatem. Așa, fetița. Uitați ce cocă pufoasă și frumoasă. Și acum o să o tăiem. Stai așa, să-mi iud eu bine, bine, așa. Și haideți să vă arăt cum o tăiați direct rotundă, că mă mai uit pe la unii cum tăiați coca, zici că vă luptați cu ea. Haideți să vă învăț cum am învățat la toate. O luați așa și uite, apăsând pe ea aici, ai scos-o direct rotundă, da? Fac un pic mai mititele. A, vedeți cum ies chiflele direct. Da? Haideți, începem cu prima scuvergă și începem să o deschidem așa frumos. Da? Cum am făcut la pâinici, mai mică, mai mare, dați o gaură, întoarceți, cum vreți voi, prietenii mei gurmanzi. Eu aici o am, pregătită. Și acum stăm să încingă bine uleiul și imediat o să trecem să o pregătim. Da, prietenii mei gurmanzi, o luăm și aranjăm cu mare atenție să nu vă ardeți, da? Timp în care sufrăjește, eu continui cu cea de-a doua. Hai, uitați ce frumoase să facem. Ungeți bine masa un pic, ca să nu vi se lipească când le ridicați. Și acum, când vedem că s-a prăjit bine pe margine, da? Culoarea ne spune pe margine, o întoarcem, prietenii mei gurmanzi, și atât de simplu este această rețetă. Cum le facem pe cele care le umplem cu gel? Așa. Deci ce simplu fac eu acum, îmi iau o lingură. Punem puțin gem aici, așa,
Puneți puțin, mai mult, cât vreți fiecare. Așa. Brânzică, tot ce vreți voi să faceți, la scuvergile astea puteți să le faceți. Dacă ați văzut rețeta de pocea la mine, uite, ca la pocea o facem, vedeți? Ca la pocea turcească, am făcut gogoșica și acum, cum o să aibă loc două, așa, mai facem repede una, cu gem, așa, una la fiecare copilaș. Gata, prieteni mei gurmați. Le închideți bine ca să nu vă iasă gemul la prăjit. Și eu aici am două scoveci cu gem. Acum le punem pe cele cu gem. Așa. Și eu continui cu toate celelalte. Gata, prietenii mei gurmanzi, avem ultima scovergă aici, da? Nu vă speriați. Eu acum la ultima deja nici nu mai folosesc nimic. O scot cu mâna, pentru că cu mâna o controlez mult mai bine. Opa. Am făcut așa. Am făcut trei mai măricele. Două mai mititele, una și mai mică, uite, grămada n-are vârf. Și cele două cu gem. Haideți să le punem zahărul farin pe deasupra și să le gustăm, prietenii mei gurmanzi, și să vedem ce s-ar putea spune aici. Uite, eu o să îi pun deja la prima așa un pic de zahăr. Și la aceasta care e mai mică, că o să o mănânc eu acum. Da? Le punem un pic și la celelalte două. Așa. Și aceasta, că a fost făcută mai din timp și s-a răcit, haideți să o probăm. Eu știu ce o să fac? Îi pun un pic de gem pe deasupra, voi puteți să-i puneți brânzică, smântână, tot ceea ce vă lasă inimioara. Stai, hai să o probez. Gustul adevărat al copilăriei. Simplu și la obiect, nu complicați rețeta. Ce ați mai putea să-i puneți aici? Eu ce știu, aromă, o coajă de lămâie, o coajă de portocală, ceva, vanilie am pus. Aici, despre prăjit, putem să spunem următoarea chestie. Puteți să le prăjiți în baie de ulei, dacă vreți. Eu n-am vrut să stric așa de mult ulei pentru câteva. Și au ieșit cât se poate de frumoase. Termin gogoșica, îmi fac un ceiuc și ne vedem în video următor, prietenii mei gurmanzi. Vă pup, probați rețeta de scoverci de casă, tradiționale, fără lapte, fără ouă.